E toată lumea pregătită? Da, în regulă? Noua primărie am pregătit. Da. Bună ziua și mulțumesc pentru participarea la conferința de presă de astăzi. Trei subiecte mi-am propus să abordez. Primul se referă la ședința de Consiliu Local ordinară de mâine, joi 25 mai. Al doilea, la un aspect din activitatea societății Salubritas și al treilea, un aspect din zona de activitate a societății Locativ SER. Legat de ședința de mâine, o ședință importantă, cu câteva proiecte pe ordinea de zi, de importanță majoră pentru comunitatea noastră și am extras unele elemente care eu cred că publicul trebuie să le cunoască și toată lumea să fie informată despre propunerile care s-au făcut mâine pentru a fi supuse votului consilierilor locali. Proiectul 3 din ordinea de zi se referă la bugetul Salubritas. Îl menționez pentru că data trecută a primit un vot negativ nejustificat și dacă ați observat foarte atent, în mod frecvent, societatea Salubritas, atunci când ajunge cu un proiect de hotărâre în Consiliul Local, este faultată, dacă îmi permiteți termenul, probabil că neavând un manager membru PSD, așa trebuie abordat subiectul. Eu zic că Salubritas este una din cele mai bine manageriate societăți ale Consiliului Local și probabil și din acest motiv deranjează. Practic vorbim de costuri minime, un buget destul de redus și personal TESA la fel într-un număr foarte mic. Cu alte cuvinte, la Salubritas se face treabă multă cu bani puțin, lucru pe care trebuie să recunoaștem că îl întâlnim mai rar în sistemul public. De ce menționez faptul că trebuie votat bugetul acestei societăți? Pentru că există riscuri mari pentru oraș. Putem ajunge la imposibilitatea efectuării unei operațiuni pe care o facem în fiecare an, și anume dezinsecția anuală în Piatra Neamț, poate fi afectată în mod negativ salubrizarea orașului și gestionarea problemei câinilor comunitari. Neavând buget aprobat, conform legii, societatea poate funcționa cu 90% din bugetul anului anterior. În condițiile în care au fost creșteri ale salariului minim și, clar, creșteri de costuri, pentru că la Salubritas munca manuală deține o pondere importantă în serviciile pe care le fac, este imposibil să lucrezi astăzi, în mai 2017, cu 90% din bugetul lunar al anului trecut, 2016. În mod evident, decizia de a vota negativ acest proiect este tot o răfuială politică. Ceea ce am înțeles că ieri în cadrul comisiei s-a dat vot favorabil acestui proiect. Vedem ce se întâmplă mâine cu votul. Proiectul 5, tot un buget al societății Perla de această dată, la fel, picat la vot în ședința de luna trecută, iarăși o societate care încă nu este controlată de PSD și trebuie lovită. Colegul meu, domnul consilier local Mihai Obreja, a fost la societatea Perla pentru că este agaman la acea societate și a cules toate informațiile și este pregătit ca mâine să facă o intervenție în Consiliul Local. Astăzi, când vorbim, societatea Perla, operațional, este pe plus. Ceea ce dovedește încă o dată faptul că insolvența a fost o soluție
bună, o soluție absolut necesară. Neaprobarea bugetului acestei societăți poate afecta grav funcționarea societății. Poate afecta traversarea cu bine a procesului de insolvență, existând chiar riscul de a duce această societate în faliment. Vreau să aduc la cunoștința consilierilor locali din alianța majoritar PSD, PMP și ALDE faptul că fiecare vot din Consiliul Local înseamnă și o răspundere personală și sunt instituții ale statului care le vor adresa întrebări pentru voturile care au afectat în mod negativ funcționarea unor zone din sistemul public. Eu le sugerez să înceteze să se joace. Răspunderea o poartă în nume personal și nu este a partidului din care fac parte, chiar dacă partidul le spune cum să voteze. Au dreptul să-și exprime opțiunea pentru o inițiativă sau alta prin vot, dar nu au dreptul să afecteze buna funcționare a orașului, nu au dreptul să ia decizii care să influențeze în mod negativ viața cetățenilor din acest oraș. Proiectul 6 se referă la acordarea de burse sociale elevilor din Piatra Neamț. Vorbim despre un număr de 1055 de burse, în cuantum de 60 de lei per elev per lună, pentru anul 2017 în unitățile de învățământ preuniversitar din orașul nostru. Cred că este o măsură binevenită, nu este un element de noutate, lucrul acesta a fost și anul trecut, dar e nevoie în fiecare an de o hotărâre de consiliu local în acest sens. E un sprijin pentru elevii care provin din familii cu venituri modeste, o încurajare pentru frecventarea cursurilor școlare și pentru obținerea de rezultate bune la învățături. Proiectul 8 se referă la finanțarea proiectelor depuse conform legii 350. Suntem deja la a doua sesiune de finanțare din acest an. Practic, prin decizia pe care am luat-o de a organiza 4 sesiuni de finanțare în fiecare an, am făcut ordine în acest domeniu. Fiecare solicitant știe astăzi foarte clar care sunt perioadele pentru depunerea proiectelor și care sunt bugetele alocate. După cum bine știți, comisia care analizează și aprobă aceste proiecte a fost modificată. Și în această zonă, alianța majoritară a intervenit și a politizat până și o comisie care ar trebui să nu fie nici de cum influențată de politicieni. Părerea mea personală este că sumele repartizate, și ați văzut cu toții, anexate la proiectele de hotărâre, tabelele cu repartizarea sumelor, au fost repartizate în multe cazuri în mod preferențial. Nu s-a ținut cont de interesul comunității, nu s-a ținut cont de interesul cetățenilor și din acest motiv, colegii mei, consilieri locali, liberali, vor veni cu amendamente pe care deja le-am discutat împreună. Vreau să vă dau doar un singur exemplu. Pianistul Daniel Cioban. 0 lei finanțare din partea comisiei. I-au tăiat tot. Și vorbim cu documente. Semnăturile a 4 din cei 7 membri ai comisiei care au fost prezenți atunci când s-a întrunit. Daniel Ciobanu este unul din cei mai importanți artiști locali cotați la nivel internațional. Fost elev al Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, absolvent al Academiei Regale de Muzică din Scoția. Actualmente masterant la Berlin, invitat în mod constant la manifestări de prestigiu culturale din țări importante din Europa.
a obținut numeroase premii internaționale și se bucură de aprecierea publicului din întreaga lume. Dar ce contează toate aceste lucruri pentru PSD, PMP și alte? După logica dumnealor, valorile culturale merită 0 lei la finanțare. Evident că vom veni cu amendament pentru a susține această ediție inaugurală a unui festival de pian care s-a propus a avea loc în municipiul Piatra Neamț. Mi-aș dori mult ca măcar la acest capitol să fie lăsată politica deoparte și să finanțăm acele proiecte care aduc un plus comunității noastre. Proiectul nou referitor la revenirea la organigrama care cuprinde posturile de city manager și consilieri primar, am mai spus, o repet, este nefiresc, este în mod evident o decizie politică care afectează grav funcționarea primăriei Pietreni. În fond, lovitura a fost dată primarului, dar nu primarul este cel care suferă. Orașul este cel care are de suferit. City managerul coordonează două zone importante. Mă refer la proiectele cu finanțare europeană și la situația financiară a primăriei, care știți foarte bine cum este și trebuie ținută sub control. Din punctul meu de vedere, stilul pe care PSD, PMP și ALDE îl abordează și referitor la acest capitol, e un stil depășit, lovind aparatul de lucru al primarului în detrimentul, de fapt, al bunei funcționări a orașului Piatra Neamț. Practic, mâine este ultima revenire acestui proiect de hotărâre înainte încetării contractelor celor patru persoane. Începând cu 30 mai, expiră preavizele și, dacă mâine proiectul de hotărâre nu este corectat, cele patru persoane își încetează activitatea în primărie și va trebui să găsim soluții. Proiectul 11. Alocarea unor sume de bani de la capitolul Cultură, Recreere, Religie pentru organizarea zilelor orașului Piatra Neamț, Piatra Fest 2017. Am creat deja, împreună cu echipa de la Serviciu Comunicare, o agendă de evenimente pentru perioada 22-25 iunie. Vrem ca și ediția din acest an să răspundă așteptărilor pietrenilor. Evident, vor fi spectacole, concursuri, premieri, primirea delegațiilor din orașele înfrățite. Vom premia, cu ocazia zilelor orașului, cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, sunt aproximativ 125 de cereri în acest moment, și îmi doresc mult ca această tradiție să fie continuată, indiferent cine va conduce primăria acestui oraș. Totodată vom premia și elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, așa cum este firesc, trebuie stimulată performanța în educație. Proiectele 13, 14 și 15 deja au devenit o obișnuință în ședințele de Consiliu Local, sunt bine cunoscute, se referă la piața centrală. Iată că suntem la mai mult de două luni de la recepția acestui obiectiv și, din păcate, din cauza celor trei partide majoritare în Consiliul Local, piața stă în continuare închisă, iar pietrenii suferă. Astăzi, când noi vorbim, piața trebuia să fie de mult funcțională, dacă cele trei partide politice ar fi lăsat orgoliile și interesele deoparte și ar fi aprobat singura soluție legală pe care am propus-o pentru deschiderea rapidă a pieței. Ați văzut cu toții bâlbâiala din ultimele ședințe de Consiliu legată de proiectele referitoare la acest subiect. Am văzut și în presă că s-au întâlnit aici, au chemat și presa,
Dar n-am văzut nimic concret. N-am văzut să vină cu o alternativă, să vină cu o propunere concretă prin care să deschidem piața. Eu cred că este subiect de breaking news pe orice televiziune. Să ai o piață atât de așteptată în acest oraș, finalizată de mai mult de 2 luni, și să stai să te uiți la ea. Lumea din oraș, să știți că este foarte revoltată pe acest subiect, au înțeles foarte bine din cauza cui stă piața închisă și practic nu mai pot să rabde acest lucru. O spun cu toată răspunderea, rușine PSD, PMP și ALDE, pentru că țineți piața închisă. Eu aștept cu interes ședința de mâine, dar după cum ați văzut și în celelalte ședințe de Consiliu Local în care s-a discutat acest subiect, au fost ședințe tragico-comice. Proiectul 20. Eliminarea taxei de acces pietonal în strat. O văd ca o măsură benefică pentru oraș, pentru creșterea interesului pentru strandul municipal și liberul acces al persoanelor. Sunt convins, după reacțiile pozitive pe care le-am primit, că această măsură va bucura multă lume din Piatra Neamț și, în final, va duce la creșterea încasărilor la bugetul local prin creșterea activității care se desfășoară în strandul municipal. La 1 iunie vom deschide oficial strandul municipal din Piatra Neamț, sperăm și vremea să permită acest lucru. Proiectele 22 și 23 le menționez, deși sunt lucruri banale, care n-ar trebui în mod deosebit menționate într-o conferință de presă, dar de când în Consiliul Local s-a format această majoritate toxică, PSD, PMP și ALDE, în mod frecvent au fost blocate nejustificat solicitările pietrenilor de cumpărare a terenului. Sunt terenuri de sub construcții, sunt terenuri în continuarea proprietăților pe care solicitanții vor să investească. Vor să contribuie la dezvoltarea orașului. Ne întoarcem în comunism. Inițiativa privată, conform celor 3 partide politice, trebuie stopată și statul trebuie să fie prezent în toate. Este inadmisibil ce se întâmplă și este un semnal negativ dat investitorilor care vor să investească în acest oraș. Proiectul 24 se referă la scoaterea la licitație pentru administrare a băii comunale. Un subiect deja cunoscut, tot Consiliul Local a decis că nu este de acord să prelungească contractul cu actualul administrator și pregătim scoaterea la licitație, pe care eu o agrez și despre care sunt convins că va avea ca rezultat o îmbunătățire a serviciilor oferite, cumulativ cu o creștere a încasărilor la bugetul local din acel obiectiv. Proiectul 27, pe care vreau să-l încadrez la categoria așa nu. O dovadă de lipsă de interes pentru bugetul municipalității. Lipsă de respect pentru cetățeni. Este o inițiativă incredibilă a consilierilor Partidului Social Democrat, cei aleși de pietreni să gestioneze acest oraș, să se ocupe de buna administrare a acestui oraș. De fapt, ei propun, prin această inițiativă, o prejudiciere a bugetului local în favoarea unei societăți a Consiliului Județean. Altfel spus, ni se iau banii de la primăria Piatra Neamț și sunt mutați la Consiliul Județean, la o societate a acestei instituții. Când în mod normal ar trebui să fie invers. Consiliul Județean are datoria de a aloca bani primăriilor componente ale județului Neamț.
E o solicitare de proiect de hotărâre nejustificată, neargumentată, fără un calcul de impact. Vorbim despre majorarea de la 15 lei la 60 de lei, iată o creștere de 4 ori, a valorii abonamentului pe care îl decontăm la societatea Troleibus. Nu este justificată, nu are un calcul de impact. Am spus că este un proiect care afectează în mod grav bugetul municipiului Piatra Neamț. Legat de calculul de impact, pentru că nu s-au obosit colegii mei să-l facă, l-am făcut eu. Și vorbim despre o sumă de 15 miliarde de lei vechi pe care consilierii PSD ne obligă să o dăm la o societate a Consiliului Județean. 15 miliarde de lei vechi, adică 1,5 milioane lei noi, reprezintă doar diferența din această creștere de preț calculată la nivelul unui an. Adică PSD ne ia banii care ne sunt necesari pentru reparația străzilor din oraș și îi mută, îi face cadou la o societate a Consiliului Județean. Vouă, cum vi se pare acest lucru? E un dezinteres total față de oraș, dispreț față de cetățeni. Eu zic că această echipă majoritară din Consiliul Local reprezintă cea mai păguboasă echipă de consilieri local pe care a avut-o vreodată orașul Piatra Neamț. Practic, consilierii PSD, iată că inițiază proiecte în defavoarea cetățenilor orașului. Până acum, societatea Troleibuzul nu a ridicat niciodată această problemă. Erau chiar mulțumiți. Acum, de când PSD controlează această societate, iată că nu mai sunt bani suficienți la societățile Consiliului Județean și trebuie luați din taxele și impozitele pietrenilor. Și dați la județ. Deci această inițiativă eu o consider și imorală și ilegală. Transportatorii privați fac oricând transport public de persoane pe traseele pe care le deservește astăzi troleibuzul, acceptând 15 lei valoarea abonamentului. Nu 60 de lei, cum vrea acum troleibuzul. Unde este cheltuirea judicioasă a banilor publici? Unde este interesul cetățeanului din acest oraș, în acest proiect? Vreau încă o dată să atrag atenția consilierilor de la cele trei partide politice care formează alianța majoritară în Consiliul Local, care au de gând să voteze favorabil acest proiect, care a și primit aviz negativ din partea compartimentelor de specialitate ale primăriei, în mod justificat, pentru că nu există alocare bugetară suficientă, ei avertizez că dacă acest proiect va trece, vom sesiza instituțiile statului, Curtea de Conturi și ne gândim chiar la Direcția Națională Anticorupție. Le spun foarte respectos că nu putem permite așa ceva și să nu se mire când instituții ale statului îi vor chema să dea note explicative referitoare la modul cum votează în Consiliul Local, având riscul răspunderii chiar penale în acest caz. Subiectul 2. Societatea Salubritas și gestionarea câinilor comunitari. Orașul Piatra Neamț este o localitate în care problema câinilor comunitari este gestionată la un nivel mult peste alte localități din țară. A fost o preocupare constantă a municipalității pentru acest aspect și rezultatele nu au întârziat să apară. Iată că vorbim despre din ce în ce mai puțini câini comunitari prezenți pe străzile din oraș, fără a avea însă, evident, pretenția că am rezolvat această problemă. Mai sunt în continuare multe lucruri de făcut și ne vom preocupa și în viitor. Problema câinilor comunitari este foarte importantă. Este o problemă serioasă
Și nu se rezolvă nici de cum prin declarații de presă politicianiste făcute de birourile de comunicare, ci prin implicare și fapte concrete. Îi asigur pe cetățenii din Piatra Neamț că tratăm cu seriozitate și profesionalism această problemă, iar eforturile pe care le-am făcut până acum vor fi continuate. Concret, reamintesc doar câteva elemente. Anul trecut am extins adăpostul de câini pentru a mări capacitatea și am îmbunătățit condițiile de cazare, ceea ce a dus la capturarea unui număr mai mare de câini comunitari de pe străzile din oraș. S-au făcut acțiuni de sterilizare și am încurajat adopțiile. Alocăm lunar sume de bani consistente din bugetul local pentru gestionarea problemei câinilor comunitari. Putem spune, practic, că populația e împărțită în două. O parte este împotriva eutanasierilor, vorbim de iubitorii de animale, deși legea permite acest lucru. Iar o altă parte nu are o problemă în ce privește aceste acțiuni. De asta spun eu că problema trebuie tratată cu atenție și trebuie găsită soluția de mijloc care să iubească, să mulțumească și iubitorii de animale, dar totodată să rezolve problema prezenței pe străzi a câinilor fără stăpân. Faptul că ne preocupăm de această problemă este demonstrat și de întâlnirile pe care eu personal le-am avut cu reprezentanți ai unor asociații de profil din străinătate și de pe plan local, în urma cărora sunt astăzi în măsură să vă prezint un document care va ajuta foarte mult în gestionarea acestei probleme. Vorbim despre încheierea unui protocol de colaborare, în urma căruia vom beneficia de un sprijin foarte consistent. E un protocol încheiat între Societatea Salubritas și Asociația Prieten Credincios, rezultat în urma unor întâlniri pe care le-am avut la primăria Piatra Neamț, întâlniri care au fost intermediate de domnul consilier local Teodorescu Constantin și la care a participat și patronul societății Rifil, un iubitor de animale, așa după cum știți, domnul Bod. Și am să vă prezint câteva elemente concrete din acest protocol semnat chiar săptămâna trecută și am să vă spun despre obligațiile Asociației Prieten Credincios, care realizează toate aceste lucruri cu sprijinul a două asociații de profil, una din Germania și una din Franța. Și spune așa, va asigura sterilizarea pentru circa 250 de câini anual din adăpostul public din Piatra Neamț. Va asigura hrana zilnică pentru 200 de capete din adăpostul de la Piatra Neamț. Va colabora prin medicul veterinar propriu cu medicul veterinar al societății Salubritas pentru repartizarea cățeilor pe padocuri funcție de criterii de vârstă, sănătate, sterilizare și stadiul pregătirii pentru adopție. Va asigura promovarea și pregătirea cățeilor pentru adopție. Va asigura de două ori pe an evenimente pentru sterilizarea gratuită a câinilor, atât cei comunitari, cât și cei care au un stăpân și care își doresc, evident, să facă acest lucru. Va asigura prin medicii proprii deparazitarea și vaccinarea cel puțin o dată pe an a tuturor cățeilor din adăpost și microciparea cățeilor care urmează a fi adoptați. Va asigura preluarea prin adopție a minim 250 de câini pe an. Având în vedere faptul că intrările de câini în adăpost sunt mai mari decât ieșirile prin adopție, va veni cu propuneri
de soluții pentru rezolvarea problemelor câinilor bătrâni, bolnavi, agresivi sau neadoptabili, care stau mai mult de 6 luni în adăpost, în vederea evitării eutanasierii lor, de comun acord cu instituția partener, adică cu primăria municipiului Piatra Neamț. O altă obligație va achiziționa o clinică mobilă pentru efectuarea sterilizărilor în teritoriu pe raza teritorială administrativă a municipiului Piatra Neamț. Deci iată o chestiune concretă, o chestiune care va ajuta mult în gestionarea acestei probleme a câinilor comunitari. Ne va permite nouă, ca proprietari acelui adăpost, să realizăm mai multe lucruri în domeniul gestionării câinilor comunitari cu banii alocați și, după cum am spus, se va ajunge ca nici măcar să nu se mai pună problema eutanasierii decât în cazuri foarte concrete. Legat de eutanasierii, vreau ca toată lumea să știe că respectăm punctul de vedere al iubitorilor de animale. Eu personal îndrăgesc animalele și nu aș permite niciodată nimănui să facă rău unui animal. Așa cum ați văzut, eutanasierile vor fi decise printr-o analiză făcută împreună sistemul public și Asociația Prieten Credincios, și se poate pune problema doar a eutanasierii exemplarelor foarte bătrâne, exemplarelor bolnave de boli incurabile, foarte agresive sau cei care nu pot fi adoptați. Lansez un apel și către populație cu această ocazie de a veni în sprijinul nostru prin acceptarea sterilizării câinilor pe care îi dețin, prin semnalarea oricărui tip de acțiune prin care câinii sunt lăsați liberi pe stradă. Totodată lansez un apel și către voi, mass media locală, să ne sprijiniți în aceste demersuri, către agenții economici să se alăture acțiunilor noastre în privința câinilor comunitari. Despre societatea locativ-serv și o problemă foarte serioasă. Vorbim despre sistarea ridicării gunoiului menajer la asociațiile, respectiv blocurile, administrate de această societate. Eu o consider o problemă foarte gravă, care poate avea consecințe negative nebănuite. Se datorează, în mod evident, unui management deficitar la societatea Consiliului Local Locativ Serv. Se demonstrează încă o dată, dacă mai era cazul, că această societate, odată cu instalarea actualei conduceri, funcționează din ce în ce mai prost. Numeroasele semnale de alarmă pe care eu le-am tras au fost justificate și s-a ajuns la un nivel de neperformanță nepermis de scăzut, cu efecte negative asupra populației și a orașului în ansamblu. După cum probabil că știți cu toții, societatea Bratner a anunțat că va asista ridicarea gunoiului menajer de la asociațiile de proprietari, respectiv blocurile administrate de locativ SERV, din cauza debitelor foarte mari. Solicit societății locativ SERV să rezolve această problemă, să nu-și mai bată joc de pietreni și de oraș. Este inadmisibil să acumulezi datorii de 844.000 de lei doar la o societate, societatea care colectează gunoiul, și să nu existe o reacție, un punct de vedere sau o ieșire cu măsuri concrete pentru rezolvarea acestei probleme. Este nepermis
să nu te preocupi să plătești facturile serviciilor contractate, dar în schimb să cheltuiești banii societății pe achiziționarea de mașină de 75.000 de lei, birouri și mobilier și alte lucruri care se mai întâmplă acolo. Solicit totodată Partidului Social Democrat să ia atitudine față de conducerea unei societăți pe care o controlează și care produce enorme de servicii pietrenilor. Vă cer să încetați să mai aduceți prejudicii orașului și pietrenilor prin promovarea în funcții publice de conducere a unor oameni incompetenți. Asta a fost conferința mea de presă, dacă sunt întrebări. Deci informarea pe care au făcut-o chiriașii de la mall trebuia, sau sesizările din acea informare, trebuiau rezolvate de administratorul clădirii. Nu trebuia să se ajungă în această situație. Ea va fi prezentată și Consiliului Local și vreau să văd o atitudine pe acest subiect din partea celor doi consilieri care sunt reprezentanții Consiliului Local în AGA la locativ SEL. Deci cred că e mai puțin important astăzi când vorbim cum stau cei care au sesizat referitor la plata datoriilor care le-au acolo. Acolo e un contract care, dacă este respectat, continuă, dacă nu este reziliat. Important este că niște oameni au sesizat o problemă gravă în ce privește clădirea Mall Forum Center. Și iată că ceea ce spuneam eu legat de o administrare deficitară acelei clădiri, de o funcționare defectuoasă a societății locativ SERB, se confirmă. Sunt două subiecte separate. Problemele molului reprezintă un subiect, problema încasărilor este alt subiect. Noi o gestionăm prin Direcția de Taxe și Impozite, care face notificări, se preocupă de aceste lucruri. Nu știu să vă răspund acum, nu am informația asta. Nu. Sunt două luni și o săptămână, vă spun eu, pe 13 martie a avut loc recepția. Cred că este caz unic în istoria României post-decembriste, în care o instituție care a finanțat un obiectiv în teritoriu nu a trimis încă documentul semnat de predare, primire a acelui obiectiv. Aș vrea o întrebare. Ați vorbit de organigramă. Aș fi dispus la un compromis și să acceptați doar punerea, repunerea în funcția City Managerului? Sau le doriți doar la pachet în tonul de consilier local? Vreau să înțelegeți că eu sunt foarte atent la organigrama primăriei, pentru că vreau ca primăria să aibă numărul de personal optim pentru funcționarea corespunzătoare. La o primărie, municipiu, reședință de județ, este nepermis să nu ai administrator public și consilier performat, personal pentru a face performanță. Dar și concluziile la evident. Păi, asta e necesar o primărie, și administrator public și consilier personal. V-aș da doar un exemplu. La o comună de lângă noi, Alexandru cel Bun, există administrator public. Municipiul, reședință de județ, nu are voie să aibă. Dumneavoastră, confirmați acum ceea ce i-am spus. Da, faptul că ați avut dreptate de fiecare dată când ați afirmat acest lucru, că singura soluție este urbană din cauza acelui iner. Nu neapărat. Totuși nu s-a Nu, altceva vreau să spun. Dumneavoastră, confirmați faptul că
că aici în Consiliul Local, votul exprimat de Alianța Majoritară, de consilierii din Alianța Majoritară, nu reprezintă propria opțiune, ci reprezintă comanda politică primită de la partid. Mă bucur să aud că unul din consilierii membri a acestei alianțe majoritare au recunoscut că au greșit până la urmă, da? Aș fi foarte curios dacă are curajul să spună public acest lucru în ședința de Consiliu Local și aș aprecia foarte mult acest lucru. L-ați prins într-un moment de sinceritate, care da. Sunt destul de rare. Vă rog. Deci, la ce vă ajutați? Nu știu, chiar sunt curios. Chiar sunt curios ce argumente ar mai putea aduce ca să nu voteze acest proiect. Practic, încă o dată repet pentru toată lumea. Nu există o altă soluție pentru a deschide piața rapid decât transferul acestui obiectiv la CMI Urban. Au confirmat inclusiv consilierii din Alianța Majoritară acest lucru, pentru că n-au venit cu alternativă la proiectul propus de mine. Haideți să dăm drumul odată la piață, că ne înjură pietreni. Își face lumea cruce în oraș și nu mai înțelege nimic. După care, dăm drumul și la licitație, pentru că eu am venit cu 3 proiecte la pachet acolo. Nu sunt împotriva organizării unei licitații, dar licitația înseamnă cel puțin 2 luni de zile pentru deschiderea pieței. Este inadmisibil așa ceva, să stăm cu piața închisă. Uitați-vă că începe să se degradeze. Uitați-vă că e posibil să se schimbe normele ISO și cine știe ce mai trebuie să facem pe acolo ca să autorizăm. Nu se poate așa ceva. Și nu există o altă soluție pentru a deschide piața. Îi aștept mâine în Consiliul Local să deblocheze odată această problemă. Baia publică va fi scoasă la licitație pe obiectiv. Baia publică s-a doar ca un spațiu comercial pe care primăria îl scoate la, sau ca un spațiu pe care primăria îl scoate la licitație. Nu. Pentru că acum a ajuns un salon de frumusețare. Nu, dar eu un cai de sarcini pregătit, nu vorbim de un spațiu scos la închiriere, cum ar veni, ci vorbim despre un serviciu pe care îl scoatem la licitație. Aveți dreptate în ceea ce spuneți, de asta și eu spun că soluția schimbării administratorului sau scoaterea licitației măcar este soluția firească, pentru că baia publică trebuie să redevină ceea ce a fost în trecut și să ofere servicii pietrenilor. Aș mai repeta o problemă dacă nu se supără colegii mei. Am fost de curând în baza. Au 3 probleme mari. Lângă faptul că sunt doar unele lume acolo cu 3 zile comerciale care plătesc chirie, impozite și așa mai departe. De 2 luni de zile nu au transport public până acolo. Și o altă problemă mare sunt câinii comunitari din zonă, care sunt numărate, se siză și nu i-a ridicat nimeni. Deci, efectiv, lumea nu are cum să ajungă cu mijloc de transport în comun, iar dacă se duc pe jos, chiar recent a fost cineva mușcat și ajunge la spital. Da. După cum știți, bazarul municipal este administrat de Compania Municipală de Investiții Urbane. Voi solicita o informare despre aceste aspecte pe care mi le-ați prezentat legat de transportul public atât timp cât eu am avut coordonarea la Diurtrans. Problema s-a rezolvat pentru că le-am fixat un traseu încă de acum 2 ani care a funcționat și toată lumea era mulțumită. Păi, nu mai funcționează pentru că s-a schimbat și conducerea la Urtrans și o gestionează tot partidul care face bucuriile pe care le face aici în Consiliul Local. A ajuns și la noi această sesizare și am sesizat Urtransul în legătură cu acest aspect. Este nefiresc. Este nefiresc să nu asiguri transport public acolo, pentru că sunt foarte mulți oameni care folosesc mijloace de transport ca să ajungă în bazar. Legat de câinii comunitari, vom semna la societății salubrități această problemă. Eu sunt convins că s-a mai intervenit acolo, dar probabil că mai trebuie insistat. Referitor la ultimul subiect abordat din noastră, ne puteți spune ce persoane ar putea fi afectate de decizia platelor de a asista ridicarea numărului și, de asemenea, dacă în cazul în care societatea Lucrativ Serb, cu dreptul căruia e de notorietate faptul că nu vă înțelegeți, nu va face niciun demers noastră categoria de posibilitate de a
Da, vreau să vă spun că ne pasă de acest subiect, pentru că, așa cum am spus, poate avea riscuri nebănuite care produc, pot produce un disconfort major întregului oraș. Suntem în contact permanent cu societatea Bradner pe acest subiect. Deocamdată nu am primit semnale negative de la cetățeni, dar vorbim despre câteva mii de persoane, pentru că numai în Speranța locuiesc 1350 de persoane. Mai sunt și alte blocuri pe care ei le administrează, chiar și blocuri private, pentru că ei au luat administrarea inclusiv de la blocuri private, asociații de proprietari, și cred că impactul este destul de mare. Cred că vorbim de peste 10.000 de persoane care sunt afectate de această măsură. Sincer, nu am o situație foarte exactă. Am o listă cu blocurile la care s-a asistat acest serviciu. Nu s-a făcut simultan la toate dintr-o dată. S-a început cu blocurile unde sunt datorii foarte mari. Dar e posibil, dacă problema nu se rezolvă, să se ajungă la toate blocurile care n-au fost comunicate. Și scurt, o întrebare, și nu știu dacă e glumă sau nu, dar doamna vicepremierul va răspunde la telefon, mai bine la inaugurarea pieței? Nu răspunde nimeni, adică răspunde ministerul și secretara, dar e foarte greu de găsit, doamna vicepremier. M-aș bucura mult dacă și voi lansați un apel public către Ministerul Dezvoltării, haideți să nu ne adresăm unei persoane anume. Poate reușesc și ei ca după două luni și ceva să trimită o hârtie la municipiul Piatra Neamț, pentru că era o simplă formalitate, trebuia doar o semnătură și o ștampilă. O legat de asta, dar această simplă formalitate a fost folosită în ședințele trecute de majoritate pentru a nu vota proiectele cu piața. Mi se pare un motiv pentru totdeauna utilizabil ca... No. A fost folosit doar în prima ședință, după care n-au mai îndrăznit să-l pomenească, pentru că s-au consultat și cu secretarul primăriei și și-au dat seama că nu e un motiv să voteze negativ acele proiecte. Și v-am dat și exemplu când aprobăm vânzarea unui imobil și contractul de vânzare-cumpărare se face ulterior. Ei, practic, aprobă o procedură. Procedura se întâmplă în momentul în care există toate documentele necesare. Cât se vor opri eutanțiile care se facă acum cam aleatorii, ziceți, punții care sunt acolo? Protocolul a fost semnat în data de 17 mai, adică săptămâna trecută. Intră în vigoare odată cu data semnării. Astăzi, când vorbim, nici o eutanasiere nu se va mai face decât în condițiile specificate în protocol. Perfect. Doi, salubritate. A spus de partea de buget de la salubritate. A încercat cineva să renegocieze modul în care se administrează groapa de gunoi, în sensul în care toate facturile de intrare a gunoiului de la groapa Salubritas sunt facturate pe Rosal, o firmă din Roma. No. S-a încercat de renegocierea acelui procent de 60 ceva la sută care merge la Rosal ca să fie mai mult bani la Salubritas? Haideți să lămurim cum stau lucrurile. Acolo vorbim de un contract câștigat în urma unei licitații de o asociere între două firme. Deci este o relație contractuală între cele două firme, Rosal, care este liderul de contract, respectiv societatea Salubritas. N-a semnalat nimeni vreo problemă în acest sens. Cred că este rolul Consiliului de Administrație, chiar și a consilierilor locali, dacă există o problemă în acest sens, să intervină și eventual să vină cu propuneri. E un contract rezultat în urma unei licitații, iar asocierea între ei și procentele sunt stabilite de comun acord între cele două societăți. Pentru că tu s-a vorbit de piață, știți că acela subiect ar vizita în continuu și noi. Cine este la această oră administratorul zonei pieții? Vă rog să întrebați la societatea Urban, care gestionează această problemă. Da, astăzi când vorbim, noi nu avem o piață. Noi avem un teren pe care sunt amplasate niște tarabe și probabil că un om angajat, responsabil, care se ocupă de acel lucru. Din câte știu, este acea persoană despre care vorbiți. Dacă mâine s-ar da piața, ar intra în administrarea acelui persoane. Nu. No.
eu știu că a declarat, inclusiv domnul director, și v-am spus că i-am făcut și eu această solicitare și a spus că la o piață nouă, un administrator nou, referindu-se la omul care administrează piața. Aș avea o precizare. Acum am dat mesajul la un sector de mediu și am zis că în 3-5 zile acele probleme ridicate devin focare de incendii. Ceea ce vă spuneam. Monitorizăm acest aspect și vom interveni atunci când vor fi aspecte cu adevărat deranjante pentru oraș. Vom interveni, vom chema la discuții societatea Bradner, societatea Locativ SER, să găsească soluții. Deci până în termenul de 3-5 zile, când efectiv este pericol pentru populație, pentru copiii care sunt în preajut? De acord. Deci eu sunt convins că dacă ne vom implica noi primăria, vom găsi soluții de rezolvare a acestei probleme. Deocamdată nu am primit o sesizare. Noi s-ați primit, cum să zic, un lucru care se poate întâmpla, nu că ar fi prezent astăzi în Piatra Neamț. Da. Monitorizăm situația, ne vom implica și nu vom lăsa orașul să sufere din cauza unui manager neperformant. Sigur că da. Da, sigur că da. Nu știu ce înseamnă director general. Faceți o confuzie. Director general scrie și după aceea director executiv, direcția economică. A, director economic, da. Dar, a, nu, e vorba... Așa e. E vorba de postul de director economic, care este interimar în acest moment. Concursul se organizează la București pentru acest post. ANFP a aprobat organizarea concursului și este pe 21 iunie, dacă nu mă înșer eu. Înscrierile se fac acolo și nu aici. N-am încă această informație dacă s-a înscris cineva sau nu. Și chiar verificarea dosarelor o fac tot ei la București. Mai sunt întrebări? Mulțumesc pentru participare.